Avem încredere în Domnul așa cum am cântat și chiar mai mult să fim cu inima veselă pentru că Domnul ne-a mântuit Astăzi, lecția a noua din tematica reforme, păstrarea reformei. Domnul Iisus spunea prin dat și este o idee care apare și în alte referințe ale Scripturilor, cei din Filadelfia, eu cum ce ai, nu pierde mântuirea, care de fapt este singura noastră valoare pe acest pământ. Există însă tot mai frecvent vehiculată ideea că mântuirea nu se poate pierde. Ideea în care lecția noastră nici nu ar avea mare valoare. A fost lansată sau formulată mai teologic ideea Păstrării Sfinților în Har încă din vremea Reformei și potrivit conceptului calvinist. Odată mântuit, mântuit pentru totdeauna. Mântuirea nu se poate pierde. Însă scriptura nu evidențiază una ca aceasta. Cu totul altceva este perseverența Sfinților în Har. Adică Dumnezeu nu ne lasă din mâna Lui dar în condiția că noi rămânem credincioși și ascultători, altfel, ce sens ar avea însăși cuvântul citit? Păstrează ce ai dacă n-ai putea pierde. Dar să observăm împreună ce spune Scriptura despre păstrarea a ceea ce am obținut, ba chiar mai mult despre dorința divină Dumnezeu întotdeauna așa dorit să aibă omul în comuniune cu El, să fim și să rămânem mai Lui. Și asta este exprimat în Scriptură sub diverse imagini, în profeție, în mod simbolic. Dumnezeu s-a prezentat ca și soț al poporului evreu. Domnul Iisus Hristos se prezintă și El în imaginea unui mire. Dumnezeu, într-o altă imagine, se prezintă ca un tată care vrea să locuiască împreună cu toată familia, să-și aibă copiii lângă el. Dar să citim din cartea Ieremia, capitolul 32 și apoi din capitolul 2, pentru a observa cum își dorește Dumnezeu ca să ne aibă, să fim mai Lui, să-i aparținem. Capitolul 32, citesc de la versetul 48, Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic. Că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se departeze de mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul. Iată cum Dumnezeu, așa că întotdeauna a avut gânduri bune față de noi. A fost dorința Lui. Și acum ascultați ceea ce vă citesc tot din Ieremia, capitolul 2, despre tristețea divină cu referire la Israel care părăsise pe Domnul. Ieremia, capitolul 2, de la versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Dute și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mormai în pustie, într-un pământ nesămânat. Atunci Israel a închinat Domnului, era cele din tiroade ale lui, toți ce le mâncau din ele, se făceau vinovați și venea în rocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului casa lui Iacov și voi toate familiile casei lui Israel, așa vorbește Domnul. Ce nelegiuri au găsit părinții voștri în mine, sau au de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic? Poporul l-a părăsit pe Domnul fără temei. De aceea, istoria Israelului ne stă drept dovadă, că nu cumva noi care am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul, să intrăm într-o relație apropiată cu El, să-I aparținem, să ne mai depărtăm sau să nu păstrăm ceea ce odată am primit, am dobândit prin Harul lui Dumnezeu. Să observăm mai întâi, într-un prim capitol al lecției noastre, faptul că noi trebuie să păstrăm, după ce avem mai întâi certitudinea, că avem ceva. Mai întâi trebuie să avem confirmarea adevăratei reforme și apoi să se pună problema păstrării. Pentru că în lumea aceasta frecvent se face referire la idei de a nu părăsi credința strămoșească, că așa am primit și așa trebuie să păstrăm, dar mai întâi să vedem dacă avem ceva bun, că nu cumva să ne lăudăm cu o minciună în mână. Autentificarea reformei o poate face numai Dumnezeu, dar asta se poate verifica prin Scripturi, pentru că aici avem cuvântul lui Dumnezeu. Numai Biblia poate să certifice că noi am reformat viața și avem ce păstra. Putem să rămânem așa. De fapt, reforma este asemănarea cu Hristos, pentru că Scripturile pe El îl prezint. El a fost cuvântul de săvârșirea, Fiul Cel înaintea Tatălui. De-abia după ce este crescut cineva la maturitate, se poate spune să rămână așa, dar un copil mic nu este o binecuvântare să rămână tot așa. Ar fi o retardare, un handicap. Asta ce citim din cuvintele Apostolului Pavel din Coloseni, capitolul 1, și apoi din capitolul 2 al aceleiași epistole, mai întâi capitolul 1, versetele 27 și 28 și 29 pe El îl provdim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Deci întâi să fim atenți dacă am reformat, dacă suntem în voia Domnului. S-ar putea lecția aceasta să fie o perspectivă doar pentru noi. Până atunci să continuăm cu reforma, cu pocăința, cu apropierea de Dumnezeu. Întorc pagina Coloseni, capitolul 2, de la versetul 5. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi, și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Deci era o era rânduială, în aceste condiții se înțeleg versetele următoare. Astfel, dar... După cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să omblați în El. Și insist asupra ideii, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care au fost date și sporind cu mulțumiri către Dumnezeu. Și tot aici versetul nou, că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, Doamne, umple-ne și pe noi. Și apoi ajută-ne să păstrăm această umplere. Altfel, ce folos ar fi ca un sculptor să-și abandoneze obiectul la care lucrează până sculptura nu este terminată. Oricât de important ar fi un proiect, dacă nu-i finalizat, va rămâne un rebut, un produs neterminat care nu are valoare. În Apocalipsa, capitolul 2 și 3, vorbind bisericilor, Apare aceeași idee. Iată ce citim din capitolul 2 către cei din Smirna. Fi credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cuvânt valabil pentru niște credincioși care erau bogați, scrie aici în versetul 9. Dar Iată ce scrie, de exemplu, în capitolul 3, versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Doar la cei credincioși le scrie aici, cum ar fi și în 2 cu 25, nu mai ține scutărie ce aveți până voi veni, dar dacă nu avem, n-ar avea nicio valoare un asemenea mesaj. Așadar, mai întâi să ne cercetăm, să vedem în ce stare suntem. De altfel, în a ne putea cerceta, că fiecare se laudă cu Biblia și cu Dumnezeul lui. Dovada practică a adevăratei reforme este trăirea în sfințenie, în dragoste, în dreptate, în evlavie. Dacă cineva nu este un om drept, de exemplu. Dacă nu se păzește de lumea aceasta, care este întinată, dacă nu este un om evlavios, prin felul în care se roagă și participă la slujbele de la adunare, prin felul în care se îmbracă, prin felul în care vorbește, se laudă cu gura goală, neavând nimic, ca și cei din Laudicea care spuneau că sunt ceva, dar n-aveau nimic. Iată ce citim în TIT, capitolul 2, în această epistolă scurtă, dar plină de valoare. În capitolul 2, cred că putem vorbi despre dovada practică a realizării reformei. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și acum se îndreaptă spre bărbați, spre cei care sunt maturi sau spre ceea ce este maturitate. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji vreteni de cinst, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, cum se adresează femeilor, care trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tine să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile case, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul Domnului. Și asta nu înseamnă că trebuie să fie atinse aceste standarde doar la bătrânețe, pentru că scrie în continuare, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tineri în suspildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vredicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe rob să fie supus stăpânilor lor, să le fie pe placă în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic și totdeauna, să dea dovadă de o desăvârșită crincioșie ca să facă în totul cinste învățătorul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dacă am fi așa, am avea ce păstra. În continuare e scris în aceeași idee că și Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și dacă cineva încă este în curs de reformă, să asculte ce scrie aici. Să rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, pentru că scrie de la versetul 14, Domnul Hristos a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege, să-și curățească un norot care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Așadar, sunt lucruri care se cer. Asta ar fi dovadă că avem ce păstra. Dacă nu, să ne pocăim. Dovadă care se poate da acasă, la locul de muncă, și, bineînțeles, și în adunare. Nu că cineva ar fi absolut perfect, dar, totuși, se poate face o diferență clară între un om care trăiește într-un asemenea mod și un altul care este încă departe, care poate se enervează repede. Mai scapă freven câte o minciună, poartă în el mânie sau este ispitit de lăcomie, de înșelătorie. Un astfel de om trebuie să continui cu răstignirea firii pământești, iar după ce are rezultate evidente care pot fi constatate și de cei din jur și cu siguranță confirmate de Dumnezeu cel care știe totul, un astfel de om poate să păstreze are ce să păstreze, să rămână așa. Trist este însă că adesea, așa cum discutam în lecția anterioară, reforma se împotmolește pe undeva și chiar și din ce am obținut în parte nu păstrăm până la sfârșit. Pe când Biblia ne îndeamnă clar să atingem un nivel de desăvârșire în Domnul Hristos și apoi să rămânem în această stare de har și Duhul Sfânt să se odihnească peste noi. Amin. Să observăm acum într-o a doua parte a lecției noastre, care este de fapt partea aplicativă, câteva atitudini, principii în păstrarea reformei. Cu alte cuvinte, dacă ne-am pocăit, cum putem să fim, să rămânem în pocăință? Vă voi prezenta trei principii. În primul rând, stabilirea unor principii, a unor obiceiuri, chiar putem să le numim sfinte, cu un conținut spiritual, adică să avem niște reguli duhovnicești la care ținem și să fim principiali. În Vechiul Testament avem în mod deosebit cartea Deuteronom și cartea Proverbele. Prima făcând parte din legea, a doua din literatura explicativă, pedagogică, de înțelepciune, în care, de exemplu, în cartea de turnom se spune foarte clar să nu intri în holdele aproape lui tău decât dacă trebuie să mănânci ceva atunci pe loc că ți-e foame și nu poți merge mai departe. Dar nu cumva să iei ceva cu tine. Să nu muți hotarul, să ai unități de măsură drepte. În toate, cum să te comporți față de sărac, în ce privește dobânda, ajutorările, în cartea proverbe, de asemenea, cum știți, sunt atâtea principii, iar în Noul Testament sunt reluate parte din acestea din Vechiul Testament și sunt prezentate într-un mod desăvârșit, știți, știți că spunea Domnul Iisus, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, dacă în Vechiul Testament trebuia să se recurgă uneori la jurământ, în Noul Testament trebuie să fim limitați la un da și un nu, dar care țin de adevăr, Iată ce citim din Coloseni capitolul 2 în privința aceasta, aici se face diferența între superioritatea învățăturilor noului testament față de acele reguli din Vechiul Testament care erau oarecum mecanice. Îl țineau pe om în anumite norme ca și cum un părinte ar controla pe un copilaș care încă nu pricepe. În Coloseni capitolul 2 citim de la versetul 11. Căci în el ați fost tăiați în prejur, nu cu o tăiere în prejur făcută de mână, ci cu tăierea în prejur lui Hristos în dezbrăcarea trupului poftilor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu el prin botești în viață în el și împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și face referire la modificarea statutului nostru din punct de vedere al legii, al lumii spirituale. Și acum ascultați ce scrie de la versetul 21, porunci ca nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, toate aceste lucruri care pierdă cu în lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune. Într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup. Adică este determinat, este silit omul să rămână în anumite limite. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gădirii firii pământești. Adică nu reușesc să ajute omul să se poată controla, să fie un om nou. Dar în sistemul noului legământ, dat fiind jertfa Domnului Hristos, puterea Duhului Sfânt, scrie de la versetul 1 la capitolul 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, versetul 5, omorâți măturale voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcumia care este un chinare la idol. Versetul 7, din numărul lor, ea și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum, și aici trebuie să insistăm, și să ne luptăm. Lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Am reținut ideea unui dintre frații de nadonare care spunea: Am făcut juruință că nu vorbesc de nimeni ceea ce ar fi clevetire. Și totodată că nu ascult orice ar vrea să-mi spună cineva despre un altul. Oricum, pentru a avea autoritate față de cei care sunt insistenți și pentru a birui ispita proprie, fratele venea în față cu acest argument. Bun, am făcut jurință. Te rog, nu mă fac să-mi cal Oricum s-a angajat într-un mai solemn ca să se ferească de păcatul acesta și așa ar trebui să facem în toate privințele scrie tot aici, ținând de principiile acestea care trebuie să ni le însușim, versetul 12, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, adică să-mi fixez să fiu un om îndurător, binevoitor, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu lungă răbdare. Și asta în mod practic citesc de la versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Pentru că o femeie se poate păstra cu adevărat, trebuie mai întâi, cum spuneam, să aibă ceva. Asta înseamnă că și-a fixat un asemenea principiu și respect. Pentru bărbați, versetul 19, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Mi-am fixat ca principiu, orice mi-ar spune nevasta, nu mă supăr pe ea. Chiar dacă sunt cuprins de ispita asta, nu voi accepta ideea de a nu vorbi cu ea, de a-i spune cuvinte aspre sau de a-o canoni în vreun fel. Ce bine ar fi dacă ar asculta și copiii, scrie în versetul următor, copiii ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Spunea un copil, l-am auzit eu într-o familie, m-am hotărât să vă ascult. Era o împrejurare în care n-ar fi vrut să facă. Își propusese altceva, dar și-a amintit de hotărâre. Și a zis, m-am hotărât să vă ascult, mă duc. E foarte important să avem principii. De exemplu, mergem cu mașina. Dacă avem ca principiu, nu trec pe culoarea roșie la semafor. E foarte simplu. Galbenul nu mă avertizează că trebuie să ne respect principiul. Dar dacă sunt un oportunist și mă gândesc în zonă noi poliție, sau mai sunt unii mai grozavi, se cunosc cu poliția, sau Spune, de data asta numai că mă grăbesc și nu vine nicio mașină dintr-o altă direcție. Un astfel de om va face și alte greșeli în circulație. La fel și în alte domenii le vieții, cum spuneam despre familie sau de serviciu, să spună cineva, eu nu iau de la locul de muncă, numai dacă am aprobarea șefilor. Era pe vremea comunistă, ci apeurile și era mai greu pentru cei care locuiau la țară după ce li se luase tot, oare cum ar fi putut unii să spună, dar luăm dintr-al nostru? Dar unii nu voiau să accepte decât dacă primeau vreo aprobare. Unii din aceștia credincioși nici nu mai erau controlați când eșau din incinta acelor spații. Pentru că se știa că sunt oameni de principiu. La fel este și cu venitul la adunare și cu mințitul și așa mai departe să nu minți, să nu faci vreun alt păcat, pentru că te-ai hotărât să fii așa. De exemplu, un om care s-a hotărât să postească o dată de două ori pe săptămână, s-ar putea să fie o zi în care nu poți, dar o schimb cu alta. Că și la serviciu, dacă îți dă o liberă astăzi, trebuie să o înlocuiești și mergi altă dată, să-ți faci tura. În aceeași idee vă citesc și din 1 Petru, capitolul 4 și 5, a unor principii, a unor obiceiuri sfinte, așa cum spune pe Domnul Iisus, că după obiceiul său intra în sinagogă, după obiceiul său se ruga într-un loc anumit. 1 Petru, capitolul 4, spune aici de la versetul 2, pentru că în vremea care ne mai rămâne de trăit, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, altă gândire, ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamului și a străit. Deci iată această diferență clară dintre felul în care am trăit și felul în care ne-am angajat să trăim de acum. Spune apoi aici în capitolul 5, Citește de la versetul 5, tot astfel și voi tinilor fiți supuși celor bătrâni și toți în voastre să fiți împotoviți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. În ne se ascunde o taină a pocăinței. Ce înseamnă că le dă Dumnezeu har? Mult înseamnă, în multe privințe. Chiar dacă mai greșim, Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu sprijinește pe cel care este sărac în duh. Oamenii orgolioși, pretențioși, nu sunt ajutați, din potrivă, Dumnezeu îi îngăduie să cadă. Așadar, să fim oamenii care avem principii în ce privește neprihănirea și păcatul și totodată principii de fond. Să iubim, să fim smeriți, să fim buni. Aceste valori care vor rămâne pentru eternitate. Amin? Deci, dacă este cineva care n-are reguli clare să-și le fixeze pentru că altfel riscă să le calce și ceea ce a dobândit să piardă. Granițele unei țări, de regulă, sunt fixate prin războaie. Tiere, se pun borne și se pun santinele. Așa este și în viața de credință. Ne-am stabilit dimensiunile noastre, principiile și apoi trebuie să veghem asupra lor. Pentru că altfel noi vom scădea încet, încet și intrăm într-o stare de rutină, este o a doua natură și cine își permite, de exemplu, vorbe ușoare, cu două înțelesuri sau chiar glume proaste. Cu vremea va vedea că vocabularul acesta păcătos se va îmbogăți, și ceea ce va face să îl golească în plan spiritual de valorile sfinte. Dar dacă se hotărăște să nu folosească astfel de cuvinte, cum scrie în Efesem 4, orice strigare să piară, îi va fi mai ușor. Amin. Vreau să vă dau aici două exemple. Mai întâi Ieremia, capitolul 34, un exemplu negativ și în capitolul următor, 35, un exemplu pozitiv. Vă spun contextul din capitolul 34, știți că babilonenii asedeaseră Ierusalimul, de parte, și evreii au trăit o speranță că poate nu vor mai fi din nou asediați, sau că războiul lor, -ți. Ce se întâmplase de fapt? Când au fost asediați prima dată, datorită dorinței ca Dumnezeu să-i izbăvească, s-au hotărât să se pocăiască, pentru că așa e omul, la necaz e în stare să zică, după cum îl pui. Și printre altele au decis să respecte reglementările din Vechiul Testament referitoare la eliberarea robilor evrei. Șase ani puteai să ții pe un evreu rob, datorită sărăciei lui și trăia la tine, ei, ei s-au angajat să respecte acum legea și au dat drumul la robi. Dar când au văzut că oastea lui Nebucat de țară a plecat din prejurul Salimului, iară i-au subjugat pe robi și și-au călcat cuvântul. N-au fost atornici Și în condițiile acestea, iată ce vă citesc de la versetul 8 iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce împăratul Zedechia și o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor. Se face referire la legea despre care v-am spus, versetul 14, după șapte ani, fiecare din voi se lase slobod pe fratele său, evrobo de la tine, cu versetul 15. Voi v-ați întors astăzi în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind slobozenia fiecare pentru aproapele său și ați făcut-o voială înaintea mea, în casa mea, peste care este chemat numele meu. Dar pe urmă v-ați luat vorba în și mi a spângărit numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robi și robele pe care îi slobozise și lăsaserăți răți în voia lor și i-a silit să vă fie iarăși rob și robe. Și în continuare pronunță Dumnezeu pe diapsa împotriva lor. Pentru că scrie în versetul 18, și pe oamenii care au călcat legământul meu, Dragii mei, și noi avem un legământ cu Dumnezeu când ne-am pocăit și ne-am angajat că facem multe, rămânem credincioși? Poate ne-am angajat că nu ne mai certăm cu nevasta, că până atunci o ținusem ca o roabă, era bună să ne slujească și noi îi porunceam. Și ea bucuroasă că a scăpat de robie, că s-a pocăit bărbatul. Și poate după o vreme, din nou revii în stilul tău și comis greșeala, pe care zedechea și ceilalți au făcut-o aici. Și atunci Dumnezeu vede aceasta și le rostește pe diapsa. Scrie aici în versetul 22 despre armata babiloniană. Iată, voi da poruncă, zice Domnul, și voi aduce înapoi împotriva cetății acesteia. O vor bate, o vor lua și o vor arde cu foc. Și voi preface cetăților Iuda într-un pustiu, fără locuitori. Miziu avea de-a face cu inconsecvența evreilor, care spuneau că fac și asta nu ținea mult. Și în capitolul următor dă ca exemplu recabiții. Mai întâi trimite pe Ieremia să facă un experiment prin care ei îmbie să bea vin și ei răspund versetul 6. Ionadab, fiul de cap, tatăl nostru, ne-a următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin nici voi, nici fiii voștri și nici să nu ziți să nu să o sămânță, să nu să ziți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră locuiți în corturi ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Niște porunci date de un tată care le-a dorit binele pentru viața aceasta, au fost ascultate și erau grele. Acum e toamnă, imaginați-vă că n-am avut să mâncă struguri. Vine iarna, imaginați-vă că ar trebui să avem corturi doar. Și când toată lumea face altfel, tu să rămâi crecios ca așa a zis tata, de acum stră, stră bunicul. Și Dumnezeu le-a cerut evreilor și ne cere nou, cu atât mai mult în Noul Testament, care cunoaștem planul lui Dumnezeu mai în întregime, să-i respectăm principiile că ne dă viața veșnică. Și totuși oamenii sunt inconsecvenți și le încalcă. Principii pe care unii chiar ei le au afirmat și mai târziu uită de ce au spus și de ce au predicat? Doamne iartă-ne! V-am spus cu un timp în urmă cazul unei suror din Statele Unite care a fost sunată de un proroc din țară. Și Domnul a științat-o, am văzut, am auzit că ai fost gata să schimbi principiile bune. Dacă nu te întorci la hotărârea care ai avut-o până acum pentru a nu-ți pierde mântuirea și răsplata, îți voi lua viața. Și fiindcă ea fusese lămurită de niște slujitori, că nu-i nici problemă, că doar ce, asta e mare lucru. Dar unde scrie în Biblie că noi trebuie să avem grijă numai de marele lucruri? Biblia spune să urmăm în toate privințele învățătorului sfinte. Și a zis, asta nu cred, frate. Și fratele a spus, să-i treaba ta ce crezi, în raport cu mine, pe mine nu mă jignești că nu mă asculți. Dumnezeu m-a îndemnat insistență să-ți transmit acest mesaj, pentru că lucrurile se vor urgenta. Știți că n-a apucat să prindă următoarea duminică? A rămas cu principiile schimbate, a lăsat-o mă cu pocăință și a plecat într-un weekend. Și pe drum, într-un accident de circulație, a murit. Nu la tot se întâmplă așa. Că nu toți care au mințit în adunare au murit ca Anania și Safira. Că e scris că păcatele unora sunt cunoscute aici, are altora merg la judecat. De aceea, fiecare să fie credincios și curat în inima lui, în raport cu Dumnezeu. Spune în Timotei, capitolul 1, versetele 5 și apoi 18 și 19, Ținta poruncii este dragostea care vine într-un cuget bun, inimă curată, credință neprefăcută și cine își pierde cujetul bun, când se pierde cugetul, când treci peste principiile care tu le-ai crezut și le-ai acceptat, când îți permiți să faci împotriva cugetului tău, nu o fi chiar așa. Și sunt suficienți care ne îndeamnă, hai las frat, în mod deosebit la tineri am văzut, au principii. Și vine cineva și îndeamnă, hai, și spune, nu mă duc, sau câte o fată, vino, sau un apel, și refuze două, trei ori și apoi datorită existenței calcă peste acest principiu. Iată când Dumnezeu i-a lăudat pe recabit și cu durere o spunea, citesc aici de la versetul 13, așa vorbește Domnul Oștilor Dumnezeului Israel, dute și spune oamenilor lui Iuda și locuitorul Salimului, nu voi să luați învățătură să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul. Cuvintele în Anata Recap care a poruncit Filiu să nu bea vin sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatăl lor, iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu mă ascultați. Asta era Mâhnirea divină. Și în continuare le prezintă destinul. Împrăștirea printre neamuri și distrugerea aproape în întregime. Iar pentru fiul lui recap, făgăduiește, deși erau puțini și n-aveau nimic, să le rămână neamul în picioare. Avem și alte exemple în Biblie, nu insist, un Daniel, cei trei, Estera, Mardoheu și alții care au rămas credincioși. Un al doilea principiu. În păstrarea valorilor sfinte. O bună relație cu Dumnezeu. Pentru că pierderea dragostei duce în final la pierderea sfeșnicului. Cuvântul Scripturilor nu se îndeplinește ca și niște reguli militare, ci din dragoste. Și câtă vreme avem cu Dumnezeu o relație apropiată, cum spunea Ioan în epistola sa, acest apostol cunoscut pentru cuvintele sale de dragoste, să ne iubim, Dumnezeu ne-a iubit. Sunt două cuvinte cheie în epistola întâia lui Ioan. Cuvântul iubire și cuvântul rămâne. Dacă vreți, când mergi acasă, căutați cinci capitole în această epistolă, chiar și în a doua epistolă și a treia să vedeți cât de frecvent apar aceste două cuvinte, rădăcina de cuvinte sub diverse forme de conjugări și declinări. A rămâne, cine rămâne. Vă citesc că doar așa puțin, de altfel chiar și în Evanghelia după Ioan, expresia a rămâne, este dovedită că Ioan a preluat-o de la Domnul Isus, el spunea în Ioan 15, dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, ce înseamnă asta? Să păstrezi. Dar vă spuneam că citesc din întâi epistola a lui Ioan, capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, observați relația de iubire determinantă, dragostea tatălui nu este în el, versetul 24. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Versetul 28. Aici e perspectiva. Și acum, copilașilor, rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Pentru că aici este cheia rămânerii. Vă rog să vă imaginați cât de greu ar fi la un bărbat sau respectiv la o femeie să îndeplinească toate sarcile ce decurg din familie dacă și-ar pierde iubirea față de partenerul de viață. Și întâlnim asemenea situații în care unii nu mai au sentimente, chiar îl urăsc pe celălalt, dar câte vreme îl iubesc, le este greu să muncească? Pare o cotă prea mare să aducă toți banii acasă? La fel este și în relația cu Dumnezeu. Dacă în rugăciune, atunci când citim Biblia, ne imaginăm că suntem în prezența Lui, suntem ai Lui, El ne vorbește, îi aparținem, El ne este tată, noi copii, ne va fi greu să ascultăm? Nici de cum. Așadar să veghem asupra relației noastre cu Dumnezeu. Cum frecvent se spune aici, nu să venim la Betel sau să venim la să cântăm, să venim înaintea Domnului. Când ne rugăm, nu ne îndeplinim doar o normă, ci stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru și această relație de dragoste efectiv, de aceea e comparația cu viața de familie, cu dragostea din familie între părinți și copii, asta ne va menține. Cei din Efes riscau totul pentru că și-au părăsit dragostea. De aceea să rămânem credincioși în dragoste. Amin? Scrie tot aici în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Observați relația? Cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Adică atâta vreme cât ai sentimente calde față de Dumnezeu, tu de fapt ești una cu El și poți să respecti principiile Sfinte și nu ca sub incidența mâniei Divine. Să vedem dacă nu cumva. Rugăciunea sau prezența la adunare și alte activități sfinte au devenit pentru noi plictisitoare. Dacă nu cumva ne obosește această relație. De exemplu, dădeam comparația cu viața de familie, când doi se iubesc, fie înainte de căsătorie, fie după, dacă sunt statornici în iubire, vocea celuilalt pare melodioasă. E plăcut să se audă unul pe celălalt. Dar dacă e vorba de o stare de antagonism, de adversitate, Parcă e o voce zgăreată care deranjează, parcă prezența acelei persoane obsedează, nu te simți bine. De aceea să iubim pe Domnul din toată inima și să avem grijă de această relație. Ca nu cumva să se răcească și în timp să fie probleme pe acest fond. Nu cumva dragostea de lume se devină prioritare. Scrie în 2 Timotei 4,10 Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. De fapt, nu poți să ții mult pe cineva dacă nu are dragoste. Va veni o vreme, nu se va simți bine. M-am gândit uneori la tinerii care mi-au venit la biserică și poate peste voia părinților că sunt mari sau poate fără cunoștința lor că n-au observat, ies afară, mai pleacă, vin, ca și cum ar veni să semneze condică, așa că la un loc de muncă sau la o școală unde absenteismul sau lipsa de pasiune este foarte mare. Însă la activitățile la care oamenii sunt atrași, nu trebuie să fie convocați de nimeni, vin singuri, stau la rând, să obțină un bilet, un drept de a fi împreună, pentru că dragostea este determinantă. Și în al treilea rând, în al treilea principiu, este foarte importantă păstrarea unei relații bune cu cei credincioși, obținerea unor prietenii înțelepte. Dumnezeu știe că noi de unul singur nu avem mari șanse să ducem o pocăință bună. Dar într-o colectivitate bună, șansele sunt cu atât mai mari. De aceea este foarte importantă biserica în care suntem. Când s-au devizat regatul lui Israel, zece seminții cu Ieroboam întâi, două și leviții cu Roboam, cei care au vrut să slujească Domnului s-au lipit cu cei puțini și și-au părăsit moșiile. S-au dus în regatul de sud să nu se rupă de templu, de frații lor și de leviți. E foarte important să păstrăm legătura cu oameni credincioși, Spunea David în psalmul 16, ce, Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. De aceea Dumnezeu insistă pe ideea separării de lume și în împretenirii cu cei credincioși. De aceea noi ținem copiii noștri să vie la studiu aici, să se împretenească cu ceilalți. De aceea dorim ca tinerii să fie în grupurile care sunt în biserică pentru a avea un mediu, pentru că altfel se vor forma alte pretenii, valabile și pentru cei căsătoriți. Cine își face prietenii fie live cu cei din localitate sau virtuale, acum cu internetul, poți fi prieten cu nu știu cine și de nu știu unde. Dar dacă nu-i vorba de pretenii bune. 1 Corinteni, capitolul 15, vers 33, Tovărășile rele strică obiceiurile bune. O, care a fost primul principiu? Obiceiuri bune. Dar dacă nu vegem și la principiul 3 să avem pretenii bune, obiceiurile se pierd nu e greu de ținut minte și nici de realizat. Dacă vrei să păstrăm ce am obținut, în primul rând principii sfinte, în al doilea rând o relație de dragoste cu Dumnezeu și în al treilea rând o frățietate ca și biserică, ca și prieteni apropiați, care să favorizeze creșterea noastră spirituală. Iată ce vă citesc în 2 Timotei, capitolul 2 și 3, cuvinte foarte evidente care arată nevoia de a ne asocia cu cei credincioși și chiar de a rupe legătura cu cei care sunt oameni firești sau simplu, sunt oameni de lume, nu că ieșim din lume, dar nu este indicat să fim prieteni apropiați cu ei. 2 Timotei, capitolul 2, citeți de la versetul 16. Ferește-te! de vorbările goale și lumești, că și cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor roade, ca un cancer. Versetul 22, fugi de de tidereții și urmărești din prehenirea, credința, dragostea, pacea, și acum principiul care l-am enunțat, nu de unul singur, am văzut că diavolul duce pe unii, auzi să fi credincios, dar tu lasi pe ceilalți că nu-ți pocăiți, să facem diferență între cei care încă nu sunt perfecți și cei care îți lumește. Să cauți toate aceste valori împreună cu cei ce cheamă și ei la rândul lor pe Domnul dintr-o inimă curată. Eu nu cred că e prea greu pentru un tânăr să observe dacă un alt băiat sau respectiv o fată are intenții bune. Dacă citește în Biblie, se roagă, postește, vine la adunare, îl vezi că pune suflet în cele sfinte. E de dorit să ai un asemenea prieten. Dar dacă spune de prietenii lui cu fete din afară, dacă spune ce film a vizionat, dacă spune că îl plictisește predicatorul cu tare și nu-i place cum cântă corul, omul acesta merge într-o altă direcție. Cum să merge împreună cu el? Unde vei ajunge? Apoi scrie foarte categoric în capitolul 3 despre starea oamenilor din zilele din urmă și în versetul 4 citesc vor fi iubitor mai mult de plăceri decât de iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de evlave, dar tăgânduit lui puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Atenție la pretenii, la cei cu care ne asociem. De aceea scrie aici în versetul 10 tu nu să ai urmări de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelungarea mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. E foarte important să avem lângă noi oameni care sunt un bun exemplu. Domnul ne va întări prin ei. Doamne, binecuvintează frățietatea. Să mulțumim Domnului pentru toți cei credincioși, să veghem unii asupra altora, ca să ne încurajăm unii pe alții. Frecvent apare în Noul Testament, cu ani în urmă știți că am avut un studiu intitulat Relații Frățești, cu lecții pe următoarele idei. Bucurați-vă împreună, zidiți-vă unii pe alții, mustrați-vă unii pe alții, ajutați-vă unii pe alții, rogați vă unii pentru alții. Deci iată cât de importante sunt relațiile. Nu degeaba spunea înțeleptul, cine umblă cu înțelepții, se face și el înțelept. Nu te deprinde cu om mânios, că te vede da la căile lui. Încheiem lecția aceasta, ca de obicei cu două idei, în concluzie, noi trebuie să păstrăm ce am obținut gândindu ne la împărăția care vine și chiar la grăbirea ei. Domnul nu ne-a spus când revine și noi trebuie să fim gata. Noi nu știm câte vreme ne va mai da Domnul zile, dar Domnul ne-a învățat să spunem în rugăciunea aceea către Tatăl nostru, Doamne, vie împărăția Ta și când dorești să o obții și vrei să vină în părăția lui Dumnezeu, păstrezi o bună relație cu Dumnezeu. În aceste condiții este valabil ce am citit din Apocalipsa 2 cu 25, nu mai ține scutărie ce aveți până voi veni. Deci noi când păstrăm, păstrăm cu gândul la venirea Domnului. E ca și cum cineva ne-ar dat, fi dat ceva de valoare în grijă. Cum de exemplu, când au plecat o parte din evrei pe vremea lui Esra. Acesta le-a dat în grijă pe drum, a fost o călătorie de câteva luni, primești prin deșert și n-au cerut o astă de însoțire. Aveți grijă de ceea ce aveți în mâinile voastre, sunt uneltele sfinte care au fost recuperate din Babilon, alte daruri pentru casa Domnului, să aveți grijă până le veți depune de la Ierusalim în inventarul, în visteria templului. La fel noi avem o valoare. Am primit un dar, un drept și trebuie să păstrăm până la sfârșit, până când vom primi cu luna. și trebuie să o facem cu gândul la cunună. Cum spunea Domnul Iisus în Luca 12, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă în dată. Pentru că altfel s-ar putea să apară oboseala ca la evrei pe drum în pustie, dar dacă ne gândim, vine Domnul. Asta ne va păstra în formă. S-a întâmplat aproximativ în jurul anului 1915, undeva în Antarctica a fost cea mai lungă situație de supraviețuire umană. Un echipaj englez de aproximativ 30 de cercetători au plecat, la un moment dat au trebuit să abandoneze vasul și au luat parte din corăbii și le-au tras după ei pe gheață în nădejdea de a-și atinge obiectivul. Dându-și seama că nu mai au resurse, nici capacitate, o parte dintre ei cu comandantul au plecat cu o barcă să ajungă la o insulă de un săcear ajutor. Însă, neavând suficiente date de și aparate de orientare, au ajuns pe partea cealaltă a insulei, la care comandantul însoțit de alți doi a traversat insula aceea, poate neescaladată până atunci, cu riscul vieții, timp de 36 de ore, prin ger, peste stânci, să ajungă în partea cealaltă unde era locuită. De acolo, până la urmă, au cerut ajutor de la guvernul Chilean, a obținut un vas și au plecat cu frigurare. Mai întâi i-au reperat pe ceilalți trei ce plecaseră în încercarea de salvare, apoi s-au îndreptat temerar spre locul unde erau ceilalți 22. Și se gândea capitanul: Oare îi mai găsesc în viață? Oare vor fi pregătiți? Noi trebuie să trecem repede. ghețul ne pot închide din nou. Și când s-a dus, i-a găsit pe toți echipați și informație, formație, ca la momentul în care se dăra portul în armat. Și a întrebat pe cel ce rămăsese să-i conducă pe acești 22, cum a știut că venim astăzi? Și l-a zis, n-am știut. Atunci cum ați fost toți echipați? Și aranjați în linie. Și l-a zis, ca să le păstrez moralul. Și în același timp să nu înghițăm. În fiecare dimineață am dat aceeași comandă. Fiți gata, astăzi apare salvarea. Și de patru luni, în oricare dimineață ai fi venit, am fi fost în aceeași formație pe mal. Așa că n-a fost diferență astăzi între ieri și mâine a fost tot așa. Și au fost salvați toți 28. Domnul are mai mare putere pe noi să ne păstreze și să ne salveze, dar numai dacă stăm în formație la gândul că vine Domnul. Atunci avem tăria să păstrăm ceea ce el ne-a dăruit. slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând spun că a păstra, a sta într o stare de evlavie, este o fericire și pentru viața aceasta. Spune Scriptura 1 Timotei, capitolul 4, versetul 8, deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când de vlave, această stare de reformă, de noire a vieții, de dragoste în relație cu Dumnezeu, este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Deci noi nu stăm în așteptarea unei fericiri ce va începe. Aceea va fi o fericire întreagă. Noi deja suntem în împărăția lui Dumnezeu dacă Duhul Sfânt este peste noi. Ne bucurăm deja în nădejdea slavei viitoare. Cu alte cuvinte, atitudinea păstrării valorilor sfinte este teama de Dumnezeu. Aceasta e începutul înțelepciunii și toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Asta ne ține trezi. Asta spune și Petru în a doua epistolă, capitolul 3, pentru o minte trează, vine Domnul, dar până atunci, cu teamă sfânt. Așa a fost și noi în fața corăbii și toți sfinții de-a lungul istoriei. Domnul să ne cerceteze cu aceste atitudini corecte și la vremea potrivită să ne găsească într-o stare după voia sa. Amin.